baza actului final de la Helsinki. Modificările frontierelor fostei Iugoslavii s-au făcut în baza actului final de la Helsinki. Deci acest document, această convenție fundamentală este funcțională și a produs efecte în Europa. De aceea noi nu avem a încuraja pe acei ticăloși care tot desfășoară o propagandă spunând că România se pregătește să invadeze Republica Moldova. Niciodată nu se va întâmpla acest lucru, pentru că vrem o construcție temeinică, o construcție solidă, o construcție în acord cu toate actele internaționale care să legitimeze anularea odată pentru totdeauna a pactului Ribbentrop-Molotov. Ca președinte Schmitte s-au adunat aici câteva momente, au fost prezentate. A lipsit momentul când de la tribuna președinției am condamnat și am denunțat pactul Ribbentrop-Molotov. Dar să știți că am făcut-o ca președinte al României și sunt acel președinte care cu toate presiunile internaționale a refuzat să trimită la ratificare spre Parlament tratatul de frontieră dintre România și Republica Moldova. Opt ani, acel tratat pe care Parlamentul de la Chișinău l-a ratificat, a stat însertat în biroul meu și vreau să cred că nici președintele Iohannis nu-l va trimite vreodată cu toate presiunile extraordinare pe care le face doamna Merkel. Pane, eu sunt un cetățean al Republicii Moldova, ca și dumneavoastră. Așa că nedreptățile pe care istoria vi le-a făcut dumneavoastră le resimt acum ca și cum ar fi și ale mele. Vă asigur că veți avea în mine un politician care se va bate pentru ca unirea să se facă. Este... Dacă vreți, marele obiectiv al vieții mele ca politician român. Să văd unirea României cu Republica Moldova. Și ea se va întâmpla. Vreau să știți că partidul acesta tânăr, Partidul Mișcarea Populară, pe care Eugen l-a condus până când mi-am terminat eu mandatul și m-am hotărât să revin în politică, este singurul partid din România care are înscris în programul politic unirea României cu Republica Moldova. Este obiectiv asumat. Și bătălia noastră de după 11 decembrie, ziua alegerilor, va fi să se înființeze în România, așa cum a avut și Germania, Ministerul Reunificării. Pentru că asta înseamnă că Guvernul României, toate instituțiile României, își asumă acest obiectiv. Îmi aduc aminte când am pus în discuție problema modificării legii cetățeniei. Să nu credeți că a fost ușor și că a fost o decizie pe care am impus-o cu ușurință. N-am avut stat membru al vechii Uniuni Europene care să nu protesteze că vor veni moldovenii, în baza faptului că le dăm cetățenie română, vor veni și vor lucra în țările lor. Nu ne-a oprit nimic. Am mers cu legea înainte, am emis întâi ordonanță de urgență, pe urmă s-a transformat în lege
și mergem mai departe. Avem însă o problemă pe care eu am sesizat-o. În ultima vreme s-a cam mărit birocrația pe de o parte și, în al doilea rând, taxele de peste 500 de euro au devenit insuportabile. Îmi pare rău că s-au mărit acum vreo 2-3 ani. Vă asigur că unul din obiectivele noastre va fi zero taxe pentru obținerea cetățeniei române. Pentru că statul român își poate asuma să proceseze documentele fără să încaseze o taxă. Le spuneam deja multor politicieni, măi, e greu în România ca un om obișnuit să aibă 500 și ceva de euro. Dar aminte în Republica Moldova cât e de greu. Și această piedică trebuie ridicată. Pentru că însăși legea cetățeniei este făcută pentru a îndrepta abuzuri. Adică cetățeni și urmașii lor care și-au pierdut cetățenia română fără voia lor. Și atunci de ce îl pun să plătească pentru a-i da înapoi un drept? Este ilogic dacă ea este o lege reparatorie. Și vă asigur că ne vom bate ca taxele pentru redobândirea cetățeniei române să devină zero. Vreau să mai știți un lucru și cu asta o să închei, pentru că v-am strâns aici într-o zi liberă, într-o zi de sâmbătă. Să știți că a fost o bătălie extraordinară. La început, pentru că noi vizam interesele legate de Republica Moldova, am propus Consiliului European un proiect care se numea Sinergia Mării Negre, care să prindă într-un fel de cooperare țările din jurul Mării Negre, unde noi includeam și Republica Moldova, a fost inclusă cu ieșirea ei la Dunăre și la mare. Urmă a venit Polonia și a spus, dar și eu am interese legate de Ucraina și Belarus. Și atunci s-a transformat Sinergia Mării Negre în Parteneriatul Estic. Împreună cu Polonia ne-am bătut mult pentru acest Parteneriat Estic și aproape că nu era ședință de Consiliu European la care, în fața șefilor de stat și de guvern, eu să nu ridic problemele Moldovei, Tusk să nu ridice problemele Ucrainei. Sigur, noi am reușit mai bine decât Polonia în Ucraina, pentru că Ucraina a transformat Maidanul într-un dezastru pentru țară, pentru că n-au sesizat evoluțiile. Îmi doresc mult ca evoluția spre vest și unirea României cu Republica Moldova să se facă cu zâmbetul pe buze. Să se facă cu bucurie. Să se facă fără să tensionăm lucrurile. Să se facă înțelept. Să se facă atunci când o majoritate consistentă va fi pentru unire. În 48%. Am speranța că în 2-3 ani ajungem la 60%, cu condiția ca Guvernul României să păstreze cele două politici legate de cetățenie și de acordarea burselor pentru tineri. Mai mult, taberele de vară. Mi-aduc aminte cu câtă plăcere m-am dus în taberele de la Sulina, de la Eforie, unde vara, în același program, aducem copii din școlile din Republica Moldova, dar și de dincolo de Nistru. Cel mai mult m-au impresionat dascălii din Transnistria. Și pentru acei dascăli, trebuie să facem ceva. Moscova dă
dascălor din școlile de limbă rusă un ajutor lunar de 200 de dolari. Am cerut guvernului să facem și noi același lucru pentru dascăle din Transnistria, pentru că au o viață îngrozitoare și tot soiul de privațiuni. Este un alt lucru pentru care ne vom bate. Acei oameni care mențin românismul pe marul stâng al Istrului merită să fie sprijiniți. Aș încheia mulțumindu-vă încă o dată că astăzi sunteți aici și am petrecut împreună momente plăcute. Vreau să știți că eu n-am venit să vă încurajez pe dumneavoastră, pentru că n-aveți nevoie de încurajările mele pentru unire. Dar am primit de la dumneavoastră o energie care mă face mai hotărât în această bătălie pentru reîntregirea țării. Sentimentul pe care îl uitați este acela că bătălia va fi și câștigată și că niciun pas înapoi nu trebuie făcut. Iar în România voi fi un politician extrem de activ în a trezi resursele românilor pentru a o cere cu toată fermitatea Guvernului și Parlamentului de la București. Eu vă mulțumesc mult și vă asigur de dragostea mea. Vreau să vă spun că sunt egal fericit că sunt cetățean român și cetățean al Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, domnule președinte, și vă așteptăm mai des pe acasă. Cred că o să-mi gândesc o locuință să vin măcar o dată pe lună la Chișinău. Cu plăcere vă așteptăm, să știți. Acum vreau să vă anunț, dragi prieteni, că Raisa Pădoianu și Ion Iovcev din Transnistria, directorii de școli, sunt aici în sală. Aplauze și pentru ei. Mă bucur că sunt aici. Dumneavoastră vă mulțumim pentru prezența în sală și vă zicem să aveți o zi bună în continuare. La revedere! Vă mulțumesc mult! Unire!